Și stați că n-am terminat cu subiectul ăsta. Din când în când, ăștia din Parlament cheamă SRI-ul în comisia aia de control. E ceva de genul, nu, că nu se mai poate, domne, ia, cheamă-i pe aia de la SRI să vedem despre ce e vorba. Uite, urlă p***mea pe aici. Mamă, și se adună mulțimile afară. Stăm toți cu ciocurile căscate ca pui de guguștiuc. Stai să vină acum parlamentarii să ne spună despre ce e vorba. Să vezi ce iau la ștangă pe aia de la SRI. Da, că nu se mai poate, domne. După care vedem că nu vedem nimic. Ies parlamentarii noștri și ne zic, da, să știți că e bine. Nu, nu, chiar e bine, aveți încredere în noi. Nu vă putem da mai multe amănunte, dar e bine. Membrii acestei Comisiei Parlamentare de Control al Serviciului Român de Informații urmează să remită acestei instituții o solicitare prin care să clarifice circumstanțele legate atât de moartea patronului Hexi Pharma, vorbim aici de Dan Condrea, cât și de implicarea SRI în ancheta care vizează această firmă. Dar cu ce se ocupă această comisie de control? Îi controlează dacă au intrat cu bilet la comisie sau ce? Ce control făcut de unii care au stelele prinse direct pe piele? Chiar vreți să-l dezbrăcăm pe Georgian Pop sau pe domnul Savu? Nu, pe domnul Savu n-are rost. Omul a fost ofițer SRI după care a intrat în politică. I-a asumată toată treaba. E, și mai iese odată domnul președinte, ne zice și dânsul că nu s-a întâmplat nimic și gata. Știți ce am impresia? Că SRI-ul ăsta nu stă niciodată de vorbă cu noi, cu oamenii. SRI nu vorbește cu poporul, nu, ce naiba, vorbește cu instituțiile, da. Dacă noi am fost fraieri și nu ne-am făcut și noi niște instituții, păi da, că politicienii și-au făcut parlamentul, ăla e al lor. Poate ar trebui să ne facem și noi ceva așa, ca pentru noi. Măcar pe baza informațiilor, filmului, raportului pe care echipa de filaj a acestui domn Condrea ne-o pot furniza, să spunem oamenilor, domne, acolo nu e nimic necurat. Comisia de control al SRI ar trebui să înceapă să lucreze, să înceapă să-și facă treaba. Asta ar trebui să facă Comisia de control al SRI. Ce vorbești, domne? Rămâne o chestie între ei, secretă. Ce și-or zice privindu-ne? Lasă-i, frate, să li se încingă creierele de la conspirații. După aia facem ce vrem cu ei. Cred că se uită la noi și se distrează. Ia, fii atent cum îi iese idiotului de la TVR fum din cap. Gata, s-a prăjit și ăsta cu atâtea conspirații. Auziți, dar de ce nu vă privatizați voi? Da, voi, SRI-ul, pe bune. Măcar nu ne mai facem atâta sânge rău. SRI, SRL, nici nu sună rău. Da, că noi tot trăim cu impresia asta că voi sunteți o instituție a statului și că statul ăsta e făcut să ne protejeze pe noi, cetățenii. A, și încă ceva, mă scuzați, da? Există un procuror de caz pe Hexi Pharma. De ce nu iese de 3 ori pe zi să ne spună și nouă una alta? Că na, cum ziceam, suntem bătuți în cap. Nouă, dacă nu ne zici chestii, începem să ne imaginăm și intrăm imediat la fandaxie. Haideți, spuneți-ne și nouă ceva, vă rugăm, puțin, măcar să avem ce bârfi mai pe subiect așa.